Mulțumesc. Mulțumim. Mulțumim foarte mult, Andrei Găitanaru, și acum să-l rog pe părintele Marco Secchi, pentru că are și o prezentare foarte frumoasă, niște slide-uri. Să începem, cum mi-am notat aici, după puterile și după măsurile noastre, să urcăm pe Muntele Carmel, cunoscând poate pe cei mai mari mistici ai Ordinului Carmelitan, Sfânta Teresa de Avila și Sfântul Ioan al Crucii. Și aș vrea apoi să vorbim și despre, hai să spunem de acum, celebrele lor lucrări, Castelul Interior și Noaptea Întunecată. Începem atunci. Cer iertare și cer răbdare pentru limba, accentul, gramatică. Sunt din Italia atunci. Să știți un pic. Începem înainte de toate cu un lucru. Cuvântul Carmel. Carmel este numele unui lanț muntuos, să spunem așa, în Țara Sfântă, unde s-a născut ordinul meu, ordinul carmelitanilor de sculți. Probabil că primii călugări au fost niște foști cruciați care s-au retras acolo pentru o viață de rugăciune în comunitate. Carmel, în limba evraică, înseamnă grădina. Și acest lucru e foarte important de subliniat. Grădina, să ne amintim că omul a fost creat și a fost pus într-o grădină. Poporul lui Dumnezeu a fost chemat din Egipt, din partea lui Dumnezeu, și a fost dus într-o țară în care curge lapte și miere, spune Sfânta Scriptură, o altă grădină. Și noi suntem chemați cu toți să trăim viața veșnică în grădina paradisului, raiului. Grădina este locul de comuniune, locul de frumusețe în care omul este chemat să trăiască. Poporul Israel apoi a avut, aici e prima mănăstire chiar pe Muntele Carmel, acum a fost dărâmată, Profetul Ieremia spune, eu v-am adus într-o țară ca o grădină, cuvântul folosit aici este Carmel, ca să mâncați roadele și bunătățile ei. Dar voi ați venit și ați profanat țara mea și ați făcut moșteria mea abominabilă. Există din partea omul este invitat să trăiască în această grădină, dar are și posibilitatea de a refuza invitația și a strica tot. În aceste cuvinte e descrisă toată situația omului. Poporul lui Israel apoi a folosit o altă imagine, mereu cu legătură cu grădina. Grădina e frumoasă, așa cum mireasa e frumoasă. Grădina e ceva ca este îngrijit din partea grădinarului, așa cum mirele se îngrijește de mireasa lui. Atunci, în Cântarea Cântarilor, de exemplu, avem momentul în care mirele descrie mireasa ei, spune, capul tău este deasupra ta precum carmelul. Pletele capului tău sunt ca purpura, un reger este înlățuit de buclele tale. Carmel este un loc de frumusețe, în care omul este chemat pentru a descoperi că a fost ales din partea lui Dumnezeu. Este locul în care este chemat să-L cunoască, să fie primit și să se bucure de această alegere. Sfânta Teresa din Avila, Sfântul Ioan al Crucii. N-avem timp să povestim toată viața lor. Pe scurte, când musulmanii cuceresc toată Țara Sfântă, și carmelitanii ar trebui să fugă de acolo. Și s-au răspândit mai ales în sudul Italiei și în Spania. Sfânta Teresa din Avila și Sfântul Ioan al Crucii sunt spanioli și se nasc chiar în secolul al XVI-lea, momentul istoric pentru Spania în care are cea mai mare putere. Este regatul, împăratul cel mai mare în acel moment. Ținem cont că America a fost descoperită în 1492.
Spania are acolo multe. Chiar frații Sfintei Tereza pleacă în America în căutarea aventurii și așa mai departe. Ce face Ordinul Carmelitan, mai ales? Nu are o ocupație deosebită, să ne gândim vreo opera socială, se ocupă mai mult ramura feminină cu rugăciune, călugărițe sunt doar de clausură, stau la mănăstire, și călugări se ocupă și cu apostolat, cu predici și îngrijirea laicilor, să spunem așa. Nu este vreo ocupație deosebită, dar ce este Sfânta Tereza și Sfântul Ioan Crucea, cei care au reformat Ordinul Carmelitan. De unde se naște această reformă? Sfânta Tereza spune: eu m-am născut cu dorința de a-L vedea pe Dumnezeu. Chiar povestește, când e mică, înțelege foarte bine, e o persoană foarte deșteaptă, la 6 ani deja știe să citească, ținând cont că e o fată și suntem la 1500, foarte inteligentă și orgolioasă, puternică, vreau să-L văd pe Dumnezeu. Și imediat, cu logica copiilor, se gândește: pentru a-L vedea pe Dumnezeu trebuie să devin sfântă, să merit să intru în cer. Dar asta e muncă grea. Există o scurtătură. Pentru că noi imediat ne pricepem la scurtătură. Bine? Există o scurtătură, martiriul. Suntem în Spania, mai este o prezență musulmană, ce să facem? Ia fratele sau cel mai mic, pentru că singura nu merg. Apocalipse, cel mai mic. Mergem la musulman cu crucea la gât, așa când ei ne vadă, ne taie capul, martir imediat. Și vedem pe Dumnezeu, bine? Zâmbim un pic pentru gândurile astea, dar ținem cont de intenția. Viața noastră e făcută pentru a-L vedea pe Dumnezeu. Acolo e bucuria cea mai mare. Reforma ei pornește din această dorință. Ea, la un moment dat, când intră în Ordinul Carmelitan, este într-o mănăstire cu aproape 180 de călugărițe. Viața de rugăciune este, dar știți, uităm, în Spania sunt cele din familia nobilă, Tereza e dintr-o familie foarte nobilă, sunt cele care vin din familii sărace, sunt prilege, sunt organizarea foarte grea, sunt cele care doresc o viață mai, cu mai multă liniște, cu mai multă pace, mai simplă. Insistența e atât de mare că la un moment dat și Sfânta Tereza spune da. Și întemeiază o altă mănăstire, micuță, max 20 de călugărițe, în care viața să fie condusă într-un mod cât se poate mai desăvârșit. Reforma se pare la început ceva micuț, dar apoi pornește, merge mult mai departe. În viața ei, Sfânta Tereza întemeiază alte 15 mănăstiri. Și, cunoscându-l apoi pe Ioan al Crucii, împreună cu el și cu un alt frate, părintele Grasian, reformează și partea masculină a Ordinului. Sfântul Ioan al Crucii era un om, venea dintr-o familie foarte săracă, probabil când era mic n-a avut prea multă mâncare, chiar fizic era micuț, slăbuț, atât de mult că Sfânta Tereza, când îl cunoaște, spune surorilor sale: am găsit doi frați pentru reforma noastră a Carmelului. Iertați-mă, un frate și jumate. Pentru că părintele Grosan era un alt tare, celălalt mai slăbuț. Și începe reforma. Reforma că nu e niciodată ușoară, dar că încet aduce roadele sale. Ce sunt carmelitane înainte de toate? Se ocupă foarte mult cu formarea persoanei. Cine ești tu? O persoană că se realizează într-o relație. Și realizarea ta este într-o relație cu Dumnezeu. Ce este rugăciunea?
Aceste cuvinte a Sfintei Terese sunt definiția ei pentru rugăciune. Rugăciunea este o relație de prietenie cu Dumnezeu. Noi ne gândim la niște acte practice, la niște acțiuni care trebuie să le împlinesc pentru a mă ruga. Sunt lucruri bune. Dar rugăciune ce e? O relație de prietenie. Fără frică în fața lui Dumnezeu, vai de mine, poate că a găsit vreun păcat pe care nu-l cunosc, care l-am săvârșit, voi fi condamnat. O relație de prietenie, să ai încredere în El. Întreținându-ne de multe ori, nu o dată pe an, când am chef, când mă amintesc de El, când sufăr, întreținându-ne de multe ori cu El, într-un dialog de iubire, în intimitate, într-un dialog. Adică eu am posibilitatea de a vorbi, El are posibilitatea de a vorbi, că de multe ori doar noi vorbim și avem pretenție ca El să ne asculte. Cu certitudine că suntem iubiți de El. Omul nu poate să trăiască fără această relație, spune Sfânta Tereza. Dostoievski îi spune, a trăi fără Dumnezeu este greu și este un chin. Omul nu poate să trăiască fără să se pună în genunchi în fața cuiva. Dacă omul îl refuză pe Dumnezeu, se va pune în genunchi în fața unui idol. Asta se întâmplă. Dar eu devin om în fața unui idol? Oarecare. Sănătatea mea, puterea mea, frumusețea mea, banii și... Devin cu adevărat om când stau în genunchi în fața acestui idol. Nu sunt atei doar idolatri. Sfânta Tereza spune, lăsăm orice idolatrie la o parte. Nu suntem făcuți nici pentru a trăi singuri. Cultura greacă ne-a transmis acest mit, Narcis. Narcis, acest băiat atât de frumos, că se îndrăgostește de imaginea lui. Mitul spune că acest băiat stă pe malul lacului și el se uită ca într-o oglindă în apă, unde vede imaginea lui. Ce frumos, ce frumos, ce frumos. Orice iubire cere unirea și el, încercând să atingă acea imagine, cade în apă și moare. Mitul e foarte trist, foarte sever, dar spune în adevăr foarte mare. Omul nu e făcut pentru a trăi singur, dar într-o relație. Cu cine? Cu Dumnezeu. Atunci, castelul în interior. Sfânta Tereza folosește această imagine pentru a descrie omul. Eu nu sunt o cazuță, nu sunt o cabanuță, eu sunt un castel. Mare demnitate a omului, bine? Un castel în care locuiește Dumnezeu, nu o persoană oarecare. Și ia imaginea acest parcurs. Cu 7 încăperi, 7 lacășuri, spune el, că trebuie parcurse pentru a descoperi prețiozitatea persoanei mele. Să ținem cont că Sfânta Tereza s-a născut în Castilia, o zonă aici, am doar niște exemple, care castelele sunt multe, grandioase. Aici e imagine din Avila, așa cum este acum. Spune, vrei să te cunoști pe tine? Intră. Intră în tine. Și această poartă castelului este rugăciunea. Pentru a descoperi cine ești tu și cine este Dumnezeu. Pentru a face și ca să se nască în tine viața, viața cea adevărată. Noi avem o idee un pic ciudată uneori ca un om de rugăciune, un om spiritual, un mistic, e un om care stă la biserică toată ziua. În genunchiu se roagă, cine știe de unde ia atâta timpul? Cartea Castelul Interior termina cu aceste cuvinte. Acesta este scopul rugăciunii, fiicele mele. La aceasta slujește căsătoria spirituală, ca să se nască fapte și fapte. Tu ai posibilitatea de a te uni cu Dumnezeu. Ea folosește aceste cuvinte împreună cu Sfântul Ioan Curții, căsătoria spirituală, adică unirea ta cu Dumnezeu e ca o nuntă adevărată. Și tu ai nevoie
pas cu pas de la început să-l cunoști pentru a ajunge până la nuntă, dar nu pentru a trăi pe nor, dar ca să se nască fapte și fapte. Faptele ce sunt, a căutat să-i fim pe plac lui Dumnezeu, împlinind voința sa și ajutându-l să mântuiască sufletele. Ni se cer atunci o activitate, o disponibilitate, o smerenie mare, ca să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Noaptea întunecată este această experiență foarte dură, descrisă din partea Sfântului Ioan al Crucii, pe care sufletul trece. Experiența purificării. Pentru că de multe ori noi avem ideile noastre despre Dumnezeu, ideile noastre despre ce înseamnă a fi smeriți, ideile noastre despre ce înseamnă a împlini voința Lui, ideile noastre despre ce înseamnă binele comun, binele omului. E nevoie de un proces de purificare. Ca trece în această experiență noapte, adică mi se pare că nu văd absolut nimic. Ca toate ideile mele s-au pierdut, că nu este nicio lumină. Dar în această purificare, tot ce e inutil, Dumnezeu îl lasă la o parte. Să iasă la lumină. Imaginea nopții e folosită, cum s-a spus mai devreme, din partea multor sfinți. Dacă voi aveți ocazia de a merge la Roma, afara Romei este o mănăstire, se numește Sacro Speco, unde Sfântul Benedict a început experiența lui călugărească și chiar la intrare sunt aceste cuvinte în limba latină care spun: dacă cauți lumină, Benedict, de ce alegi să trăiești într-o peșteră? Peștera nu are lumina pe care o cauți tu, dar mai încearcă încă o dată. Stelele nu strălucesc decât în noaptea întunecată. Pentru a spune, noi uneori refuzăm această experiență a nopții. Nu, eu vreau să văd lucrurile clare, imediat. Purificarea înseamnă a trece această criză într-un fel, dar pentru a vedea lumina adevărată, nu cea la care mă gândesc eu. Un lucru vreau să subliniez, că această purificare a sufletului din partea budismului are un farmec deosebit. Sfântul Ioan al Crucii e foarte cunoscut și din partea budiștilor. Dar aici trebuie să fim un pic atenți. Budiști sunt fascinați de această purificare. Dar e o purificare care nu merge mai departe. Scopul budismului, vorbim în general un pic, este să mă îndepărteze de lumea. Pentru că lumea materială, mai ales, e un izvor de tristețe, de suferință, de rău. Eu trebuie să mă îndepărtez, să mă purific. Odată că m-am îndepărtat, gata, am ajuns la scopul vieții mele. Creștinismul spune asta, altceva. Această purificare ce rost are? Are rostul de a-L întâlni pe Dumnezeu, de a mă lăsa atins de El. De El, nu de imaginea pe care am eu despre El. Purificarea în budismul este pentru eliberarea sufletului din puterea răului. În creștinismul, purificare pentru a-L întâlni și a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. Sfântul Ioan al Crucii și Sfânta Tereza din Avila vor să ne arate drumul.